Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea ne vorbește azi despre tupeul mârlanilor care au măcelărit România. USR îl propune pe Dacian Cioloș, fostul premier zero. Alianța contra naturii. Guvernul Câțu e deja istorie. E istorie datorită formării unei alianțe cel puțin ciudată. Care a votat moțiunea de cenzură, cea care l-a trimis acasă pe Florin Câțu. Spun ciudată când de fapt a fost una contra naturii. Altfel nu-mi explic cum de neomarxiști au inițiat împreună cu extremiștii de la AUR și cum tot împreună s-au raliat cu socialiștii lui Ciolacu și au votat angro moțiunea. Bun, dar gata cu trecutul, hai să vedem ce s-a întâmplat după aceea și să facem supozițiile necesare pentru ceea ce va urma. Conform Constituției, guvernul și premierul rămân în funcție interimar, dar fără puteri, nu pot da nici hotărâri de guvern și nici ordonanțe. Practic, liberalii vor fi doar simpli administratori, însă fără nicio putere de decizii. În această perioadă de interimat, președintele e obligat să cheme partidele la consultări și dacă vreun partid va demonstra că are o majoritate parlamentară, îi se va încredința sarcina formării unui guvern și desemnarea premierului. Dar să vezi ce surprize! Cele două partide mari, PNL și PSD, nu vor propune niciun nume de premier. În schimb, micul AUR propune pe controversatul Călin Georgescu, iar recentul unificat prin Congresul se revine la Cotroceni cu propunerea Dacian Cioloș, proaspătul învigător în lupta cu Dan Barna, celălalt până mai ieri copreședinte. Întrebarea pe care o pun toți analiștii constă în cât de viabilă este această propunere și mai ales cât de serioasă este. Cioloș, premierul zero. Dar să analizăm puțin trecutul celui propus de USR. În plan intern, Dacian Cioloș s-a remarcat prin cel puțin două mari controverse. În tinerețe a făcut parte din militarii de la temuta Securitate Comunistă, care o supravegheau pe cunoscuta dizidentă Doina Cornea. De asta am putut trece mai ușor, justificând că era tânăr, că fusese încorporat pentru serviciu militar obligatoriu la securitate, că în fine, putem găsi binevoitor niște scuze, dar să nu uităm totuși ce rude avea tânărul Cioloș pe atunci și mai ales faptul că nu oricine era încorporat tocmai la acea instituție de tristă amintire. Dar anii au trecut, Cioloș s-a bucurat discret de ajutorul unor servicii, a trecut prin vreo două partide, a prins ceva funcții prin diferite guverne și a fost sprijinit de fostul președinte Traian Băsescu să ajungă înalt comisar european pe teme de agricultură. Apropo, să nu neglijăm nici informația care îl deconspiră pe Băsescu ca fiind colaborator al securității. Să fie o coincidență? Dar să revenim. La putere se afla Victor Ponta în fruntea unui guvern total peselist. Vine nefericitul incident colectiv, iar președintele Iohannis face presiuni și Ponta demisionează. Și atunci iese președintele și face vestitare marcă ce avea să facă istorie. Guvernul meu. Dar era un guvern slab care practic era susținut în Parlament doar de liberalii președintelui. E caracterizat ca un guvern apolitic, tehnocrat, dar oare cine era vice-prim-ministru? Nu cumva eminența cenușie pesedistă, politologul și doctrinarul partidului Vasile Dâncu? Și ne mai mirăm de alianța PSD-USR la dărâmarea guvernului Câțu? Nu, nu ne mai mirăm. Dar să revenim. Un an am avut parte de guvernul Cioloș și cu ce ne-am ales? Păi să ne aducem aminte. Reforme administrative? Zero. Reforme în justiție? Zero. Reforme economice? Zero. Atrageri de fonduri europene? Zero. Creșterea nivelului de trai al românilor? Zero. Și am tot putea continua cu multiplele realizări Cioloș și în dreptul fiecăruia să trântim un mare zero. Și omul ăsta vrea să fie premier în plină criză politică, economic-socială și pandemică? Adică un om care a avut puterea și rezultate zero va trebui să rezolve gravele probleme ale României? Poate afirma cineva cu certitudine că Cioloș este soluția? Miramaș. Și mai apare o problemă și de integritate și de ontologie. Domnul Cioloș, adică partidul domniei sale, făcea parte din guvern. Și totuși tot ei au depus moțiunea de cenzură contra propriului guvern, deci Cioloș conduce, apoi se autoincendiază, după care vrea iar la conducere alături de cei pe care practic i-a mitraliat. Se pare că omul acesta nu are deloc simțul măsurii, al rușinii și al responsabilității, dar vrea cu tărie funcția de premier. În ce țară democratică s-a mai întâmplat așa ceva? În niciuna. Dar domnul Cioloș trebuie să ne mai răspundă la ceva și mai grav. În calitate de funcționar înalt în Ministerul Agriculturii, apoi ministru tot la agricultură, după care înalt comisar european pe agricultură, nu a obținut la negocieri sau nu a vrut condiții mai bune pentru fermierii români, aceștia primind de la UE cele mai mici subvenții. Și asta nu ar fi atât de grav cât faptul că diferența de subvenție nu e pe produse diferite, ci pentru aceleași de care se bucură fermierii europeni.
și rezultatul este că românii nu pot concura pe piața liberă cu niciun produs agricol, europenii beneficiind de un preț de cost din start mult mai mic decât al fermierilor noștri. Avem o problemă. În cei 4 ani de mandat de comisar nu a adus pentru țara sa natală niciun fond suplimentar și nici măcar ceva proiecte bune care ar fi ajutat agricultura românească și așa aflată în colaps. Deci, practic, România nu a beneficiat de niciun sfanț pe perioada comisariatului Cioloș. Și omul ăsta, mă repet, vrea să fie premierul României. Și-ar mai trebui să răspundă domnul Dacian Cioloș la o întrebare. Ce legătură are cu Franța, nu cele matrimoniale, cu serviciile de acolo, dar și cu cele din țară? Deși a tot fost întrebat, nu a binevoie să răspundă clar ce am avut parte de băiguieli, păstricel și mormăituri. Dar deocamdată, atât despre propunerea USR, dar să nu-l uităm și ne vom mai ocupa de domnia sa. AUR, Partidul Naționaliștilor, lipește prăjit. Unul dintre inițiatorii moțiunii de cenzură a fost neașteptatul aliat al USR, cel mai controversatul și nefrecventabilul AUR. Intrarea acestui partid în Parlament a constituit marea surpriză a ultimelor alegeri legislative. Un partid fără membri, un partid antisistem, dar fără structuri, un partid sprijinit pe față de vecinul de la Est, mai ales prin oficina Sputnik. A introdus în Parlament cupluri de sânge, penali, agramați rusofoni și pseudonaționaliști. Deși au marșat în campanie pe mesaje populiste, odată ajunși în Parlament și dând de bani grei și fotolii călduțe, nu au mai dat nici 2 bani pe ce promiseseră. Astfel s-au integrat perfect în sistem și poporul nu înțelege de ce i-am mai votat. Cu 2 lideri violenți și extrem de vocali, Simion și Șoșoacă, au pus stăpânire pe mitinguri și manifestații de protest, lăsându-i în umbră pe vestiții hashtag. În plină pandemie s-au declarat antivaccin, nu recunosc pandemia și nici restricțiile impuse de guvern. Mizând pe incultura unei mari părți a populației, au reușit să ducă țara pe ultimul loc la vaccinare și implicit printre primele locuri la ratele infectărilor și morților. Fără mustrări de conștiință, auriștii au crescut în sondaje, preferați de o populație obosită după 2 ani de pandemie și restricții. Între timp, Cioșoacă a fost îndepărtată de cuplul Simion târziu, dar delirul celor doi a continuat. Simțindu-se tar pe poziție, mai ales după căderea guvernului Câțu, o victorie pe care și-o atribuie și nu sunt departe de adevăr, au mers la negocieri la Cotroceni cu numele lui Călin Georgescu, alt om extrem de controversat. Domnul Georgescu nu vrea să explice legătura familiei cu sinistrul ministru de pe vremea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, Teohari Georgescu. De asemenea, domnul Georgescu e foarte cunoscut pentru atitudinea sa virulentă contra Uniunii Europene, contra NATO, respectiv Statele Unite ale Americii, dar în schimb îl laudă pe Vladimir Putin și Rusia, fiind un prorus convins. De astfel, această poziție e identică cu cea întregului partid AUR. Apropo, ultima poziție a scandalageoicei senatoare, Diana Șoșoacă, a fost să ceară ultimativ suspendarea președintelui Klaus Iohannis, arestarea doctorului Arafat și ieșirea imediată din Uniunea Europeană. Fapt salutat cu litere mari de către Sputnik. Acela Sputnik a dat-o de gol pe Șoșoacă, afirmând că aceasta s-a vaccinat pe ascuns, trădându-i astfel pe cei care au urmat-o și susținut-o la mitinguri și demonstrații antivacciniste. Nu știm de ce rușii au ales să o atace și să renunțe la un pion otrăvit esențial pentru ei. Probabil că s-au hotărât să joace doar pe mâna trioului Simion Târziu Georgescu. Și nu putem încheia fragmentul dedicat hauriștilor, fără a explica de ce nu sunt patrioti și, din contră, ei chiar fac rău noțiunii corecte de naționalism și patriotism. Manifestările lor la anumite evenimente sfidează bunul simț și denaturează adevărul istoric. Vezi numai departe manifestările de la Țebea și Sibiu. Se dau patrioți, se îmbracă în tricolor, vociferează sloganul de sorginte comuniste, dar în realitate sunt șovini și patriotarzi, invocând tot felul de mituri și legende false lansate de istoricii comuniști ai lui Röhler și preluate de tacopații zilelor noastre. În afară de zgomot, hauriștii nu au realizat nimic în Parlament, bucuroși că au pus mâna pe indemnizații babane la care nici nu visau ei vreodată. Partidele mari joacă stupid. Le-am lăsat la urmă pe principalele protagoniste, PNL și PSD, fiindcă tot mai mulți comentatori și analiști fac predicții despre posibila refacere a nefastei alianțe USL, Uniunea Social-Liberală, cea năștită de Ponta și Antonescu. Personal nu cred în această ipoteză, azi fiind cu totul alte condiții, dar și alți politicieni la vârf, Ponta și Antonescu intrând aproape definitiv în afara jocului politic la vârf.
Spre ghinionul lor, liberalii au venit la putere în două circumstanțe dificile. În primul rând, ei au fost nevoiți să amorseze minele lăsate de socialiști, prin care legile cu măririle exagerate de alocați, salarii și mai ales pensii erau nesustenabile. Apoi nici nu se cocoțaseră bine la putere și au fost loviți de cel mai puternic dușman, virusul COVID-19 plecat din China de la Wuhan și răspândit extrem de iute în întreaga lume. Astfel, liberalii au fost nevoiți să ia măsuri care au nemulțumit populația. La asta se adaugă și anumite bâlbâieli, plus războiul intern, plus atacurile subversive inițiate chiar de partenerii de la guvernare, neomarxiștii lui Barna și Cioloș. Pe de altă parte, PSD joacă la risc, dar totuși periculos pentru țară. Au dat guvernul jos, dar nu vor să vină la guvernare, știu ei de ce. În schimb, vor anticipate, dar care vor distruge și ce a mai rămas din țară, fiindcă în aceste momente grele, țara va fi condusă interimar și impotent de un guvern labil, și asta cel puțin 6 luni, după care o treime din țară va muri de COVID, iar o treime va pleca în exod, iar cealaltă treime, probabil pensionari și bătrâni țărani, va agoniza lent. Cioloș tupeist nu se dă dus. Cum nici usturoi nu a mâncat, nici gura nu-i pute, domnul Cioloș s-a prezentat la negocierile de la Cotroceni cu mutra nevinovată, invocând alianța cu PNL și UDMR, de parcă nu el ar fi torpilat-o. Ba mai mult, vrea din nou un guvern, păstrându-și toți miniștrii anteriori, deși unii dintre aceștia au dezamăgit fiind incapabili de ceva, precum Dal de Simion și Voiculescu, aceștia fiind și mărul discordiei dintre useri și liberali. Duplicitar, Cioloș îl refuză pe Câțu, care este totuși președintele ales al PNL, dar nu renunță la glumele lui de miniștri. De fapt, vrea să-și arate mușchii, fiindcă dacă liberalii ar ceda, nu ar mai însemna nimic în ochii votanților lor și nu numai. Deși oamenii lui au inițiat moțiunea de cenzură, el și acum insistă că au fost dați afară abuziv din guvern. Încâlcită logică mare și omul serviciilor, nu contează țara. La ieșirea de la Cotroceni a încercat din nou să amăgească poporul, declarând că doar el și useriștii săi dețin soluțiile ieșirii României din criza economică și pandemică. Păi dacă ăsta ar fi adevărul, ne punem întrebarea. De ce atunci când au fost la guvernare nu și-au pus în aplicare așa zisele soluții miraculoase? În urma acțiunilor încâlcite și ciudate ale lui Cioloș, un apropiat a declarat, știe el de ce și știe și Dacian, că acesta ar merita ars între coloane. Rămâne de văzut dacă Cioloș sau altul va fi desemnat de Iohannis premier, până atunci fostul premier zero va continua să viseze și să fabuleze, iar poporul român se va amaneta pentru a-și plăti cheltuielile administrative de iarnă, dar și puțină mâncare de care nu se poate lipsi. Concluzie. Cred că am justificat titlul, cel puțin cu acele epitete de mârlan, și nu am făcut discriminări, nu m-am oprit însă prea mult la jafurile și măcelul la care a fost supusă țara, promit că o să revin pe acest subiect. Am dorit doar să subliniez impotența și misericordia actualilor politicieni, dar și a partidelor în lupta lor pentru putere. A se citi fără discriminare. Ciolan a nu se confrunta intenționat cu Cioloș. Și, știrea de ultimă oră, la încheierea negocierilor de la Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a anunțat că l-a desemnat cu formarea noului guvern pe însuși Dacian Cioloș. La USR e sărbătoare, se deschid sticle de șampanie, dar oare merită bucuria? Părerea mea este de fapt că această numire e o capcană întinsă de președinte USR-ului. Acesta va trebui să se frigă cu castanele încinse, să conducă o țară în plină criză. Astfel, liberalii nu vor mai deconta nimic, deci își vor reface procentele pierdute, în timp ce useriștii vor trece prin furcile caudine. Este o mișcare isteață a președintelui, fiindcă orice va face Cioloș și USR-ul vor fi pierzători. Iată că propria lor moțiune se va întoarce ca un bumerang împotriva lor. Rămâne să vedem cum se vor desfășura ostilitățile, ne spune colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Odorogea. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!